a ajuns, mă, o fată frumoasă așa ca tine să păzească trotuarul? Ah, e o poveste foarte lungă. Dacă nimeni nu are o idee mai bună, eu mi-aș pune filmul propriei vieți. Nu știu cât am stat cu maică-mea, foarte puțin. Cam cât aș zice ham. Ce-i, bă, băiatule? Ți-e dor de maică-ta? Ciudată ființă, omul. Ai simțit mirosul. Mm-hmm. Tu ai casă? Trebuie să te introduc în familie treptat. Avem un culcuș numai al meu. Cred că tocmai ne-am pricopsit cu încă o fată în casa asta. Exact, asta ne lipsea. Avem un nume numai al meu. O să spun Sara. Ana Marona. Și uite ce pleașcă picase deodată pe capul meu. Ei, las că ți-o dresez eu de nu se vede. Sunt foarte bună pe comunicare cu animale. La căței, fericirea e invers decât la oameni. Noi vrem ca lucrurile să rămână exact cum sunt. Oamenii vor mereu altceva decât au. Ei numesc asta a visa. Eu numesc asta a nu ști să fii fericit. It's a small thing.